14 cățeluși au fost abandonați în câmp fără milă. Aceștia au fost găsiți în câmpul liber, în apropiere de Săcălaz. La data de 22 martie, datorită eforturilor și implicării polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, Biroul pentru Protecția Animalelor, în colaborare cu cetățenii iubitori de animale, au fost salvați 14 cățeluși abandonați în câmp, în zona limitrofă a localității Săcălaz. În prezent, aceștia sunt în grija unei asociații de protecție a animalelor, unde beneficiază de îngrijire și tratament medical veterinar specializat, cu speranța găsirii în viitorul apropiat a unui cămin iubitor pentru fiecare. De asemenea, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor doresc să sublinieze importanța sterilizării animalelor de companie, care joacă un rol esențial în reducerea numărului de animale fără stăpân și în prevenirea abandonului conform legislației în vigoare privind protecția animalelor. Totodată, vă aducem la cunoștință faptul că, potrivit legii privind protecția animalelor, abandonarea și sau alungarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 de lei la 12.000 de lei, transmit reprezentanții IPJ Timiș.